Despre drepturile copiilor după divorț aflăm mai multe chiar acum în Pastila pentru Justiție. Bine v-am găsit la un nou episod al rubricii care ne arată ce să facem în situații dificile. An de an, în România au loc din ce în ce mai multe divorțuri. Numărul lor a ajuns anul trecut la peste 31.000, cu 650 mai multe decât în 2016. Dincolo de momentele dificile pentru cuplu, un divorț este o grea încercare și pentru copii, spun psihologii. Este subiectul pe care l-am abordat cu avocatul Adrian Cuculis. El ne spune ce drepturi au copiii în astfel de situații, ce pot, dar și ce trebuie să facă părinții. Minorul ar trebui să conviețuiască cu părinții săi. În condițiile în care lucrul acesta este imposibil, sigur că atunci o să intervină întotdeauna instanța de judecată. În tot cazul, dacă unul dintre părinți nu este cumva decăzut din drepturi, atunci el întotdeauna va avea dreptul acesta să-și viziteze minorul. Dacă este încredințat, spre exemplu, la mamă, tatăl întotdeauna va trebui să plătească o pensie de întreținere, o fostă pensie alimentară, cum se numea pe vechiul regim al codului civil. De asemenea, trebuie să știm că niciunul dintre părinți nu are dreptul să renunțe la această pensie de întreținere, pentru că este un drept al minorului. Există situații în care minorul trebuie să părăsească țara și dacă autoritatea părintească este împărțită jumătate-jumătate, atunci fără acordul celuilalt părinte, minorul nu poate să plece, spre exemplu, într-o vacanță. Ce mănâncă copilul dacă părinții nu se înțeleg asupra dietei copilului sau asupra regimului alimentar? Iată, se va ajunge în instanța de judecată, unde va învăța copilul, unde o să plece, ce haină să poarte și așa mai departe. Toate chestiunile acestea, așa cum am spus, pot fi tranșate foarte bine de către părți pe comun acord printr-un, eu știu, o tranzacție pentru tranzacție sau prin orice alt acord supus instanței de judecată ulterior. În ce condiții părintele care, să spunem așa, pierde, poate contesta decizia? Decizia este contestabilă, dacă vreți, prin apel. În ce condiții poate decide copilul cu cine vrea să stea? Cuvântul copilului este foarte important. Până în 10 ani de zile, instanța de judecată îl poate audia. Copiii peste 10 ani de zile sunt obligatoriu audiați și întotdeauna judecătorul va ține cont în mod aproape exclusiv de dorința minorului. Dacă minorul se opune și manifestă semne clare că nu vrea să plece de la părintele de la care a fost luat prin sentința judecătorească, executorul judecător trebuie să asisteze în mod obligatoriu și imediat orice fel de executare strictă, neavând dreptul acesta până la urmă brutal de a-l smulge pe minor din brațele părintelui și a-l muta în altă parte. Decizia de a divorța le aparține adulților, dar efectele se răsfrâng mai ales asupra copiilor. Drepturile celor mici sunt, prin urmare, cele mai importante. Sunt Călin Cociș, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!